Lucrările de restaurare a castelului Nopcea din Secele au ajuns la final, însă mai este puțin de lucru la proiectul ce vizează amenajarea interioară a monumentului, iar mai apoi acesta va fi redat circuitului de vizitare. Prin proiectele inițiate de Consiliul Județean Hunedoara, castelul și-a recăpătat strălucirea de la începutul secolului trecut, după două decenii în care a fost lăsat în ruină. Castelul Nopcea este una dintre bijuteriile arhitectonice ale țării Hațegului, fiind cunoscut pe plan internațional datorită activității științifice a baronului Franz Nopcea, ultimul locatar celebru al imobilului. Pe acest monument de categorie A, Consiliul Județean Hunedoara a depus două solicitări de finanțare. Prima dintre ele a fost depusă pe PNDL 2, a fost unul din obiectivele la care președintele Laurențiu Nistor a ținut foarte, foarte mult și s-a ridicat undeva la un pic peste 2 milioane de euro în finalul investiției. Al doilea este vorba de celelalte spații din curtea castelului. Ele fac obiectul unui proiect de finanțare pe Programul Național de Redresare și Reziliență. Vorbim de componenta 5, valul renovării, o finanțare de 100%, așa cum spuneam și în plenul ședinței, care nu ne scoate bani din buzunar. În afară de acel studiu energetic care a trebuit să fie făcut pentru a putea depune și aplica pe finanțarea nerambursabilă, toată documentația, că vorbim de DALI, ulterior de proiectare și ulterior va veni partea de execuție, totul este inclus în această finanțare de 100% și sunt convins că lucrările efective vor începe în acest an, pentru că toate proiectele de pe C5 se află în partea de proiectare. Până în anii 20, castelul aflat la poalele retezatului a aparținut familiei Nopcea, una dintre cele mai bogate din Transilvania secolelor trecute. Era considerată una dintre cele mai luxoase clădiri din țara Hațegului, împânzită de moșiile fastuoase ale familiilor nobiliare cu origini în Evul Mediu. Acum, clădirea se află în proprietatea Consiliului Județean Hunedoara, care a depus deja cele două proiecte de restaurare și amenajare a castelului, urmând ca acesta să fie redat circuitului turistic.